Bună ziua, bine v-am găsit la Apocalipsa albinelor, așa voi intitula această serie de filme care se vor termina în octombrie, probabil. Acum suntem încă în septembrie și care e problema? Verificăm în continuare cuiburile și să vedem care colonii au șanse de a trece de iarnă. De ce apocalipsa albinelor? Fiindcă este o afecțiune foarte, foarte gravă de varoa în stupină. Unele colonii afectate mai mult, altele mai puțin. Bun, treaba este în felul următor. Să vedem ce a mai rămas prin cuiburi și care au șanse și care nu de supraviețuire. Bun, nu e vorba că să nu credeți că este nevoie de ceva. Nu, undeva 25% din stupină bănuiesc că nu are nicio șansă, probabil, dar vom vedea. Adică nu are nicio șansă de a trece de iarnă. În cazul meu nu este așa o problemă, dar trebuia să deschid ochii mai repede. Să văd situația aceasta nefastă, ce se întâmplă în colonii. Cu toate că la începutul lui august am văzut această infestare masivă. Masivă la unele colonii, nu toate colonii au arătat această infestare. Nici aceasta nu a arătat această infestare, nici această colonie, dar trebuie verificat cuibul să vedem pe cât se va răstrânde. Așa, mâncare este pentru întreaga iarnă. Așa. Aceasta este o colonie care totuși a avut viață, să zic așa. A fost viabilă. Mai are ceva puiet acolo, dar nu mai continuă matca să ouă. Așa, trecem mai departe. E bine că există prezența măcilor. Aici e păstură, încă nu e cuib. Încă nu avem adică nu avem puie de niciun fel încă. Așa, avem aici. Aici e frumos puietul, bun, foarte, foarte frumos. Mă uit și la prezența varozei, aici nu se vede. Albina care eclozează arată bine. Așa, deci avem o ramă cu puiet. Asta era normal, adică două rame cu puiet și avem și ouă. Bun, o colonie care promite ieșirea din iarnă. Deci, ăsta este scopul acestor filme, de a-mi gestiona coloniile. Și să vedeți cei care doresc, bineînțeles, să vadă cum voi reuși să trec de iarnă cu acești stupi. Bun, deci avem 5 rame viabile. Pe două rame există puiet,
restrângem pe cele 5 rame și probabil va ierna în 3. Bine. Îi dăm albinei posibilitatea să-și gestioneze căldura mai bine și cuibul în general, ca să se poată apăra. Așa. Bun. Punem diafragmă și în acest moment cuibul arată foarte, foarte bine. Chiar dacă are mai puține rame ca alte colonii. Aici lăsăm ramele depărtate. Trebuie să punem tratament. Mai băgăm o bandă din asta. Și o să mai băgăm o bandă la sfârșitul mijlocul octombrie, cam pe acolo. Aceste benzi acționează aproximativ 3 săptămâni. Am 3 săptămâni acțiunea lor. Așa. Bun. Perfect. Perfect. Venim peste o lună și dacă nu are puiet, va primi ultima bandă peste o lună, încă acum mai are ouă și durează 21 de zile. Chiar 22 de zile, că e timpul rece pentru a ecloza. Mergem la următorul rând. Aici văd o situație un pic diferită. De ce? Vă zic imediat. Să-mi car ustensilele un pic. Îmi car ustensilele și mă prezint la... Mă prezint la datorie. Deci aici avem un stup un pic diferit de la urdinișul de acest lucru. E mai mult albină la urdiniș. Asta înseamnă că își poate colonia să aducă mai multe albine la apăra stupul. Dar asta înseamnă și că stupul e mai puternic. Opa. Iau să-i resting urdinișul. Ia să-i restingem un pic urdinișul, că ești tu mai puternic așa, dar vreo două săptămâni că am de gând să achiziționez niște grate antișoareci metalice. Anul trecut a fost cam invazie cu șoareci. Mă rodeau, de ce strângeam aici locul? El rodea șoarecele, făcea aici un loc ca să intre, intra șoarecele în stup. Nenorocit de șoareci. Anul ăsta nu-i mai merge. În vreo două săptămâni așa iau niște gratii antișoareci. Bun, să vedem ce găsim în acest tub, cu toate că îl bănuiesc, e cu totul și cu totul altceva. Avem multe păturele. O să vedeți că ăsta o să fie stupul
probabil cel mai bun, dar voi vedea, voi vedea, încă nu sunt sigur. Ah. Da, deci populația albinelor, iată ce frumos arată. Așa trebuia să arate majoritatea, dar. Cuibul clar s-a dus în partea stângă. Da, acum vedeți cât de diferite poate fi coloniile cu infestarea aceasta varoa. Unele sunt afectate foarte, foarte grav, altele zici că dacă nu știam că i-am pus același tratament, ziceam că nu are treabă. Și iată ce de albinuță are. Probabil și puiet are. Și puiet cred că are cu totul diferit. Bun, să începem. Oricum o să încep din partea opusă. Așa văd eu că cuibul este undeva pe aici. Aici avem rame goale. Acum dacă n-avea loc, avea loc pe rame goale, dacă chiar era vreun cules, nu știu ce. Dar nu. Albina are o gestiune din asta mai ciudată un pic. Vântul ăsta. Bun. Să scoatem ramele care le văd eu că sunt mai goale. Voi forma cuibul în partea dreaptă. Așa, totodată voi vedea și dacă are suficientă mâncare. Deci ramă goală, iată. Mai am loc pentru două rame. Nu-mi trebuie decât o ramă. Deci partea de către urdinișoară miere multă. Așa. Să vedem cam pe unde începe cuibul. La cum văd, tot începe, adică nu începe. Perfect, asta e ramă goală. Ramă goală. Ramă iară goală. Interesant, eu credeam că e mai mare un pic. Credeam că e mai mare, la prima impresie așa părea. Are păstură aici, dar să văd cuibul mă interesează, nu? Ia să vedem, bate vântul și probabil nu se aude foarte, foarte bine. Ia să aducem aici. Camera asta și poate începe cuibul de aici, poate. Trei rame cu puiet ar fi ideea. Ia să vedem. Deci aici această ramă va fi de acoperire chiar dacă are 3-4 celule de albină. Așa, deci asta va fi marginea cuibului. Teoretic părea că are mai multă albină. Avem aici cuibul propriu zis. Arată frumos. Albinele sunt sănătoase, din câte văd, nu are problemă cu varoza.
două rame. Avem o mătcuță destul de mare la ora asta, încă depune ouă frumușie în partea de sus. Matca e măricică, s-ar putea să avem puieta aici până în luna lui noiembrie, începutul lui noiembrie. Poate să aibă, că atâta timp cât ai mâncare în stup, nu mai e problema asta. Așa. Era puiet și acolo. Să vedem pe rama asta de plastic dacă avem ceva. Nu mai avem nimic. Deci nu vreau să ierneze pe plastic. Va ierna pe lemn. Așa. Deci voi restrânge pe 5 rame tot acest cuib. Tot acest cuib va rămâne pe 5 rame. Iată cât de ușor te poți păcăli dacă te uiți numai deasupra. Așa. Apa. Bun, chiar făceam o comparație, mă, care a fost diferența între uleiuri esențiale și formic. Diferența a fost că uleiurile esențiale au fost permanent în stup. Pe când formicul am dat când și când, adică nu l-am dat eu chiar în continuu. Deci cei care vreți să faceți tratamentele astea cu formic, nu știu ce să zic, pe mine nu m-a convins. Bun, cam atât, așa arată stupul, îl împachetez, până data viitoare, numai bine.